stea, gând de izboare, lacrimile îți sub mărgăritare, dulce-al meu cânt, vis și iubire, sfânt legământ, între suspine, frumoasă mea mamă, rază de soare, creația Domnului nemuritoare. Frumoasă mea mamă, rază de soare, creația seara, dragilor! În această seară minunată, echipa Florării Ali se află în Climeș și o felicităm pe doamna Liliana cu împlinirea frumoasei vârste. Și să-i rămân sincer și călduros. La mulți ani, surpriza este pusă la cale din partea copiilor. Mergeți spre ei! Asta nu e contează. Și nu contează cum arătați, ei iubesc sufletul și ce știu că sunt, este aici. Sunt de la Florăria din Roman și am o surpriză pentru dumneavoastră, pentru că știu că azi este ziua de naștere a dumneavoastră și faceți o vârstă minunată. Felicitări la mulți ani. Mulțumesc. Dumneavoastră că v-ați deplasat până aici, la cine mi-au pus. Acum să vă întreb așa, cum credeți, cine ne-a trimis la dumneavoastră? 4 copii, 2 afară, 2 aici. Așa este. 2 norori, 2 gineri, 7 nepoți. Oh, aveți o familie mare și frumoasă, da, așa este. Un tătic care e bătrân. Așa este. Surpriza este. Scris, soră, nepoți, oameni dragi. Nepoată la Iași cu soțul, mulți, nu. Mulți oameni dragi care vă iubesc. Însă surpriza vine din partea copiilor, a celor 4 copii minunați care îi aveți. Și dacă îmi permiteți să vă mână acest buchetel minunat de flori. Vă mulțumesc din suflet și vă iubești, mami. Mult, iubește, așa este. La cel mai mare, pentru că o doamnă este mult mai specială cu un buchetel de flori și mai deosebită și cei dragi au dorit să vă surprindă și să vă ureze un la mulți ani un pic mai diferit față de cel obișnuit. La fel cum masa de sărbătoare nu trebuie să treacă fără un tortuleț. Avem aici pentru dumneavoastră și un tortuleț. Vă mulțumesc din suflet. Ca să vă îndulciți. Dumneavoastră și lor. Vă iubești, mami, mult. Așa este. Și mi-e dor de voi de departe. Dacă o să vadă, dacă o să trimiteți, sigur, nu știu. Sigur că da, vor vedea. Ce să vă spun, mama? Și să fiți sănătoși și să aveți numai bucurii toți.
și ei vă iubesc nespus de mult și cu această tortă să vă îndulciți, să vă aduceți aminte de momentele frumoase. Aici avem și un ursuleț, copiii noastră, care să-i strângeți la pept de fiecare dată care de cât vă este dor și să vă aduceți aminte de momentele când erau cu toții acasă, de acele momente frumoase când copilăreau pe aici și făceau doar năzbâtii, dar erau cele mai frumoase momente că erau cu toții acasă. La fel, ca să vă îndulciți, avem și două ciocolate pentru dumneavoastră, pentru suflet și pentru inimă, pentru toți cei care vă iubesc și vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut pentru ei și faceți în continuare. La fel, cei dragi mi-au trimis și un mesaj de felicitare. Și dacă se poate să dau citire acestui mesaj. La mulți ani, mamă, de când nu știam să merg, ai făcut totul pentru mine. Lucruri care nu se șterg, dar azi e doar despre tine. Te iubesc orice ți-aș spune, mulțumesc fiindcă mă accepti. Cu ale mele, rele, bune, chiar de uneori mă cerți. Ești mereu un piept, să știi, dragostea rămâne vie. Tot ce sunt, ce am fost, ce-o fi, se datorează ție. Oriunde viața ne-ar duce, te rog să nu-ți fie teamă, tot la tine ne aduce. La mulți ani, iubită mamă! Mulțumesc! Copiii vă iubesc nespus, nespus, să vă dau îmbrățișare! Din partea copiilor, aveți niște copii minunați. Mulțumesc mult! Sunteți o mamă eroină, o mamă care... Mulțumesc mult de tot că v-ați deplasat până aici, că mi-ați făcut surpriza și lor, la toți. Pe Edi de departe vă așteaptă mama acasă, toți. Vă mulțumesc, vă iubesc mult, mult, nu am cuvinte. Am pentru ei este de ajuns să vă vadă și lacrimile noastre spun multe, nu trebuie foarte multe cuvinte. Cum îi așteaptă mama acasă, nimeni în această lume nu îi așteaptă. Că mama n-am fost pregătit, îmi cer scuze de la voi, cel puțin ăștia de departe, că nu vă place, nu o să vă placă cum arăt. Așa e la țară, n-am ce să vă fac, știți că merg afară, la treabă, da, stați la pe țară regri. Asta e, așa este. Este. Însă ei doresc să vadă așa cum sunteți, nu contează, că ci vă văd și pregătită și frumoasă, așa este. Mai puțin pregătită. Așa este. Însă lor nu le trebuiește asta, lor le trebuiește să fiți aici cu ei, pe pământ și vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut pentru ei și faceți în continuare, că ați crescut patru copii minunați. Mulțumesc. Și le-ați dat aripi să zboare. Să zboare mai departe și cea mai mare fericire, îmi cer scuze. Nu, eu îmi cer scuze, să vedem. Noi, mă gândeam că sunt ei, aia de departe și le Da. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut. Eu vă mulțumesc, nu vreți să tăiam tortul, să serviți.